Adrian. Bună. Mulțumim frumos că ai acceptat să ne aduci să prezinți această mașinuță. O să spun emblematică, o să spun așa. Plăcerea mea, eu mulțumesc de invitație. Spune-ne, te rog, ce mașină conducem? Conducem un Mini Rover, motor de 998 de centimetri cubi, 4 viteze, cred că 40-50 de cai, nu știu cât mai are, dar la 450 de kg merge. Dacă se simte ea așa, cred că i-are pe toți. Cred că i-are pe toți, da. Ia spune, cum ai achiziționat mașina, de unde ai luat-o? Am și luat-o... ce te-a făcut să... ce te-a determinat să cumperi un Mini? Pur și simplu am văzut-o pe net, pe mobile, de mă uitam după complet altceva. Mi-ar fi plăcut să am un Volkswagen din ăsta van clasic. Și am văzut-o în schimb pe asta și la prima impresie mi-a plăcut așa de mult. Am sunat pe om și în două zile eram în nordul Germaniei, am luat-o și am venit cu ea pe roți 2000 de kilometri am trecut. Da. De asta te-am întrebat, că știi că se spune că Mini se cumpără cu inima. În cazul ăsta așa a fost. Pe loc, cu inima, da. Cum ai avut ceva probleme cu mașina? Cum te înțelegi că ea piese, nu știu? Este un proiect foarte bun de avut și de restaurat. A mea a necesitat grijă și recondiționare. Am găsit toate piesele, unele în local, pe comandă și în magazinele noastre și altele le-am adus din Anglia, bord, fețe de ui și alte lucruri, cum și mecanice. Deci partea minunată e că da, totul se găsește la ea și totul e... stocuri imense pentru Mini. Exact. S-au văzut câteva milioane de exemplare, dacă să te gândești. Până la ultimul șurub poate fi... Da. Așa ta am observat că are aproape tot e original pe ea, nu? Ea este puțin modificată, are niște bază. Nu, e interior standard. La exterior am văzut, ai făcut niște arii mai bazate. Interior este cu piese de Mini. Da. La exterior e trecută pe roz de 13, o modificare și ea acceptată. Dar jențile sunt de Mini? Da, cred că... Nu știu, nu pot să răspund sigur aici, dar știu că se trece pe jenți de 13. Deci este o modificare pe care o fac mulți posesori de Mini. Eu așa am luat-o și am încercat să o cosmetizez și să o repar și să i-am refăcut în întregime interiorul pe nec, ea era din tablă. Deci tot ce era interiorul meu aparține ca alegere și ca stare. Mașina ce an este? Asta e fabricată în 91, modelul este din anii 60. Da, din anii 60 au apărut ele. 91, deci mai are câțiva ani și pot să-l schimb la vehicul istoric. Cam asta ar fi ideea, să o salvez. Cele scrise ca vehicul istoric, bine, și în noi și în afară, ajung la alte prețuri, mult mai mari. Așa este. Explodează prețul la un Mini clasic. Nu m-am gândit foarte des la ea ca la o investiție. A fost mai degrabă un lucru frumos și cu personalitate și cu suflet pe care mi-am dorit să îl salvez de la casare. Și asta mi-a provocat o plăcere imensă, faptul că am putut să-i fac cu mult ajutor, cu mecanica și electrica și caroseria și interiorul, și simt că acum mașina are viață nouă și chiar poate fi dus mai departe proiectul, poate e făcut excelent. Bravo, chiar și noi apreciem, am mai făcut și noi clipuri cu mașini clasice și apreciem mult genul ăsta de oameni care încearcă să salveze, ca să spun așa, o mașină, și de la o salva o mașină ajung să facă un întreg proiect. Da, nu știam exact în ce proiect m-am băgat, dar a fost o bucurie să găsesc. Nu cunoșteam pe nimeni, așa a fost o bucurie să găsesc oameni cu care să lucrez. Da, mai rar găsești. Da, dar există și, în general, mașina s-a captivat întotdeauna oamenii și au vrut să... Asta am observat și pe stradă când mergem cu ea. Dar observat, ne făceau lumea cu mâna. Oamenii sunt bucuroși când văd o astfel de mașină pe stradă. Le cresc și au un sentiment de fericire, nu știu. Probabil că o și recunosc din filmele alea de comedie, știi cum mi se întâmplă. Oare că de acolo multă lume cu
cunoaște mașina. Ai văzut până și copiii. Da, 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 și nu numai, cum știu, la câteva 2 ani de zile care da. M-a văzut-o. Are personalitate. Chiar exact. De multă lume mi-a zis care am lucrat că, băi, nu m-aș fi băgat la o mașină așa de veche, dar sau nu m-aș fi băgat să mai fac așa ceva, dar chiar îmi doresc, îmi face plăcere să lucrez la asta, sunt curios. Și așa am ajuns să fac multe lucruri, să fac la caroserie, domnul să mă. Și am rămas și eu surprins, da, prima oară recunosc că merg cu un mini ăsta clasic, care am mai făcut cu un mini, dar era ediție nouă Cooper. La cât de mică pare pe exterior, atât de spațios este pe interior. Da, adică nu te aștepți. Știi, nu te aștepți să ai locul ăsta. Și acum stau foarte bine. Asta a fost și surpriza mea. Că la interior e destul de mult loc și spate portbagajul, am văzut că este destul de mare pentru o mașină de nivelul ei, de clasa ei, ca să spun așa. Cred că asta a fost și ideea lor când au făcut cu mașina asta. Da, ei au vrut să facă o mașină accesibilă, dar foarte bună. Și au reușit. Tot felul de anecdote. Au niște designeri foarte buni în anii aceia și cred că nu erau la fel de gâtuiți de toate regulile de siguranță și au permis multe libertăți la mașina asta ca să o facă așa spațioasă. Cu normele astea noi, siguranță, nu știu, norme de culoare, absolut orice. Mașina, dacă observa, nici designul nu mai au așa. Da, mașina. Toate mașinile acum sunt comune. Exact, cred că astea deosebit ajung să coste foarte mult din cauza acestor eforturi mari. Ce am observat, cutia e în 4 trepte, nu? Exact, da. Și așa este ea sau e schimbat? E foarte scurt raportul. Eu aș pune pariu că așa este, vezi că nu s-a greșit. Așa e cutia, aș pune eu pariu. A, deci tu n-ai umblat la ea? Nu, doar n-am umblat la cutia de viteze, la nimic de genul acesta. I-am schimbat, că asta e direcția, am schimbat capete de bară, prunenți, făcut frâna, urele, tot fel de lucruri, dar n-am intrat la cutia de viteze. Înțeles. Asta m-am rămas cu sexul de e foarte scurtă. Trebuie să foarte scurt, e mea de primire și intră foarte bine viteză. Păi, de asta a câștigat și raliul aia prin... Da, ele erau folosite și acum mai sunt englezi care le folosesc la raliu. Încă se mai folosesc mașinile astea. Asta cu Mustang-uri. Mini-ul și Mustang-ul. Foarte tare. Da. Și că la un moment dat ei s-au schimbat de numire. Au fost Austin Mini, Rover Mini, după care acum Mini One direct. E destul de confuză chestia asta și pentru mine. Știu că le-au produs în diverse țări. Da, exact, da. Poate au mers pe nume diferite, au schimbat mâini în fabricile, nu sunt sigur ce s-a întâmplat. Știu că au apărut sub denumirea la început de Austin. Da, am ajuns pe la, nu știu câte, parcă 5-6 serii. Ultima parcă prin 2000 au scos-o pe ultima, modelul ăsta. Dar este foarte plăcută de descoperit mașina de lucrat. Dar nu e doar o mașină de privit, ca și ca proiect de lucru. Îți dă curaj să intervii asupra. Nu mai lucrasem pe mașini, dar ce din urmă am făcut curaj să se cred că de bine merge mașina asta. Păi, calco. Și dai și tu un 90-100 să vedem cum ești. Păi deja 80, sunt la poliță. Avem deja 80. Da, eu am venit 2000 de kilometri. Ce a mers? Când vine vorba de mergere. Cred că a fost o plăcere. Exact. E pentru, drumuri așa. De drumuri naționale și drumuri întortocheate, nu e neapărat o mașină, niciun caz de autostradă, dar pe curbe pe drumul face pirata, tot, da. Exact. Așa cum ați fost simt așa. Da, eu am făcut și direcția, tot ce am putut să-i fac ca să o îmbunătățesc, să o duc mai departe, am făcut pentru ea. Vizibilitatea, iar mă uitam, e perfectă, ca să spun așa, cel puțin oglinda de nici oare. E perfectă. Vezi foarte bine așa. Poate că ai o poziție cât de cât să spun așa, poziția destul de înaltă la volan. Deci cel puțin cum stau eu acum, văd absolut tot în față, văd inclusiv parurile. Da. Și volanul vine puțin jos, mai jos decât, vezi? Da, și era da, poziția lor atunci, spune ăsta.
Da, cred că osatura și liniile principale au rămas la fel, însă în prezent, de exemplu, dacă ți iei o asemenea mașină, ai posibilitatea să o customizezi cum vrei tu, ca la jocurile pe calculator. Poți să iei 6 tipuri de borduri, nu știu câte fețe de uși, adică există toate aceste piese, nu te chinui ca la o mașină de epocă să faci rost de nu știu ce și nu găsești. Exact cum spuneam la început, că obstacoli foarte mari de piese. Și încă produc styling-uri noi pentru ea. Știu, exact. Știu că orice piesă ai avea nevoie, îi ți-o reproduc. Da. Ce-i de la mine. Te gândești, ai planul ceva cu mașina pe viitor, nu știu? Pentru mine a fost un proiect intens, mai ales că am luat-o de la zero și de un an de zile am tot lucrat la ea. Cred că o voi da mai departe, s-ar putea chiar omului de care am luat-o să facă așa un cer complet, să o duc înapoi în Germania și să îmi găsesc un alt proiect. Mie mi-a plăcut foarte mult procesul ăsta. Așa luat de vânzare? Da, da. Și să... Să-i aducă bucurie și altcuiva, să mai lucreze la aia, că nu se termină niciodată mânca la o... Și vorbesc că vrei să începi un alt proiect. Da, trebuie să merg. Poate de data asta planul original de un boost din ăla Volkswagen clasic. Un T2. Exact, un T2 căutam când am luat-o pe asta. Nu știu cum am trecut de la una la alta. Îți face moda flower power? Da, ar fi drăguț să de toată lumea, pentru asta le caută. Pun floricele pe ele. Am văzut una în oraș la noi, foarte tare. Chiar e prieten cu mine, tot care are. Claru? Da. Foarte tare mașina, da. Bun. Adi, noi îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc mult, Ion. Încă o dată. Când ai prestat mașina asta, deci nu uitați, dacă vreți să cumpărați un mini făcut, a luat legătura cu Adrian. Da. Până data viitoare, vă spunem la revedere. Nu uitați să vă abonați. Pa, pa!